în Laura Nureldin, te pup și bine ai venit să rămână, Laura. Să știi că la început mă întrebam dacă este Nureldin, mă întrebam dacă vine din franceză sau nu. Nu, este un nume arab. Înseamnă lumina credinței. Nur al-Din. Wow! Ce mă bucur că te-am mai... Să știi că eu sunt un pic mai spiritual, nu știu dacă se vede, de ce multe ori apare. Nu știu, ce am remarcat la tine astăzi, în mod special, este că ai o energie debordantă. Să rămână. Și contagioasă. Așa sunt eu, să rămână, Laura, și dacă o putem trimite și celor care au nevoie de energia noastră, în speță cea pozitivă, ar fi senzațional. Spune-mi așa, ca să ne încălzim un pic, Laura, ce înseamnă pentru tine ajut eu și cât de mult încerci să te implici în toată inițiativa asta? Ajut eu, cred că este un lucru pe care îl spui din reflex atunci când cineva are nevoie de ceva. Nu știu, pornind de la lucruri mărunte până la lucruri uriașe. Măi, îmi trebuie nu știu ce, îți dau eu. Vin eu, te ajut. Corect. Eu. Cred că nu putea să existe un titlu mai bun pentru campania asta, pentru că face apel la acel reflex, la umanitatea din noi, care mi-aș dori tare mult să nu dispară cu ocazia lui 2020. Laura, știi ce vreau să te mai întreb? Una dintre întrebările leitmotiv ale serii. Ce-ți dorești pentru România de la 2021? De la 2021? Îmi doresc să nu mai aud în viața mea sintagma noua normalitate, pentru că ce trăim acum nu are nicio legătură cu normalul, absolut deloc. Nu e normal, că tot vorbeam de umanitate, nu mi se pare mie normal să nu poți să-ți manifesti afecțiunea față de cineva sau grija printr-un gest atât de firesc cum este îmbrățișarea. Să nu poți să dai mâna cu cineva atunci, că, poți să le faci. Poți, da, ți se spune că nu e bine, ți se spune că faci rău încercând să faci un bine. Mi-aș dori să nu mai aud asta. Să revenim la normalitatea veche din 2019 sau începutul anului 2020. Că bine zici. Aia în care muzica însemna concerte live, în care teatrul însemna spectacole pe o scenă cu spectatori. Nu, online nu este minunat, să ne înțelegem. Este minunat și cred că a salvat foarte mulți oameni. A salvat oameni. Mult, că dacă nu era online, nu era grav. Exact. Chiar era grav. Dar e nevoie. Nu, este și imperativ. Sunt convinsă că ești de acord e cu mine. E imperativ contactul dintre oameni. Absolut. Laura, și nici că puteai să spui mai bine. Mi-a plăcut foarte mult cum ai îmbrăcat toată treaba asta cu revenirea la normalitate și ce pot să-ți spun este că dacă cu salutul ăsta m-am mai obișnuit de îmbrățișări, mi este atât de dor și exact cum ai spus și tu, știi, îmbrățișarea e o chestie care vrea să împartă bine pozitivitate și acum șpuf, deodată e the other way around, știi? Exact, dar mă uit la filme în care văd că oamenii se întâlnesc și se îmbrățișează. E primul lucru pe care îl fac, se îmbrățișează, se pupă pe braț. Wow, pe bune făceam chestia asta la un moment dat. Și mai e îngrijorător, asta vorbeam cu Shelly zilele trecute, Laura. Mi se pare îngrijorător faptul că ne-am obișnuit atât de repede cu treaba asta. Mi se pare absolut înfiorător, nu îngrijorător. Mi se pare înspăimântător că, asta vorbeam și ceva mai devreme la Observatorul de 13, a apărut un curentel așa de gândire care spune că e ok, se poate trăi și așa. Se poate trăi și fără îmbrățișări, poți să exprimi afecțiunea altfel. Se poate trăi și fără artă, se poate, da, am auzit asta. Muzica, spectacolele de teatru nu sunt esențiale. Nu, nu se poate trăi, se poate exista. Existi ca o plantă. Exact, aici voiam să ajung. Nu trăiești, existi, atâta tot. Despre asta e vorba, e vorba despre ce înseamnă a trăi în accepțiunea fiecăruia. Că așa, obiectiv vorbim, putem trăi și în pușcării toți. Știi, fiecare după gratile lui și comunicăm cum se poate, dar până la urmă am fost învățați să trăim într-un anume fel frumos. Și acum să ne schimb toată chestia asta e un pic ciudat și... În fine. Mă rog, să sperăm că asta m-a întrebat ce-mi doresc pentru 2021. Îmi doresc să putem pune, să lăsăm așa în spate tot, nu tot anul ăsta, pentru că s-au întâmplat și lucruri bune, personal sau, nu știu, la alte dimensiuni. Dar îmi doresc să putem reveni la normalitate. La normalitatea normală, nu la normalitatea nouă. Bun, uite, mi s-a suflat o informație foarte drăguță în cască. Nu vreau să mint cum că aș fi descoperit-o eu. Am auzit că scrii, Laura. Da. Și că scrii ficțiune. Scriu fantasy. Fantasy, wow. Bun, spune-mi te rog frumos în mare liniile unei povești frumoase. Dar scriu doar povești frumoase. Despre noua viață a oamenilor, întorși la normalitate, dar fantasy.
Adică, wait, what? Adică să spun, iată, trecem de toată treaba cu pandemia. Așa. Ne întoarcem la normal, dar ceva este schimbat. Și e fantasy. Ce e schimbat? Sper că oamenii, nu ca înfățișare, nu scriu science fiction. Deci okay. Nu. Eu am povești cu vampiri, cu demoni, cu vrăjitoare, dar toată lumea e ok, pe toți înțelegi, adică te atașezi cumva și de personajul negativ. Asta promit. Înseamnă fantasy, deci promit. Teoretic legalizezi fiecare personaj, chiar și antagonist. Și ei se înțeleg între ei. Ok. Da, cred că aș scrie o poveste în care oamenii s-ar întoarce un pic spre ei înșiși și s-ar descoperi schimbați sau... s-ar uita altfel la cei din jurul lor și ar vedea înăuntrul lor. Wow! Da, pentru că... Nu ți-e frică de chestia asta? Ba da. Știi ce zic? Ba adică, da. Adică știi cineva să vadă... Personajul negativ poate să fie omul de lângă tine, să știi. Wow! Și să nu știi asta. Da? Să nu o afli decât the hard way, obiectiv știi? Vorbind, e posibil să se și întâmple în ziua de astăzi, în zilele noastre și să nu știm, poate. Exact. Da, asta, cred că asta aș scrie. Ce interesant. Bun. Și dacă ar fi să închidem așa frumos, spune-mi și mie ce ar trebui să schimbe oamenii la ei ca să poată să treacă peste chestia asta. Deci presupunem că nu trece de la Doamne, Doamne, da? Ce ar trebui să facem noi? Se spune că cel mai rău este să te temi de frică. Cred că frica e cel mai mare dușman. Nu mă înțelege greșit, nu mă înțelegeți greșit. Nu spun, dați-vă jos măștile, nu vă mai spălați pe mâini. Mă spăl pe mâini de când eram mică. N-am avut corect. Nevoie să vină cineva să-mi spună spală de pe mâini, dezinfectează. Nu, asta fac din totdeauna de când eram așa. Ai venit afară, întâi te speli pe mâini, după aia faci ce vrei. Cred că ar trebui să încetăm să ne mai temem în halul ăsta. Mă uit la privirile oamenilor, Dumnezeule mare, că pe stradă nu mai vezi altceva decât ochi. Iar, mi se pare o chestie înfiorătoare. Cringe, nu mai vezi da. Un zâmbet. Da, na. Da, da. Ar trebui să reînvățăm să ne apropiem unii de alții. Ok, acum fizic nu se poate. De-aia avem și microfonul ăsta da, pe care ne chinuim să-l ținem amândoi. Da, dar să reînvățăm să nu ne mai uităm la omul de lângă noi sau la omul pe lângă care trecem pe stradă ca la un dușman. Pentru că se uită oamenii unii la alții ca la niște ciumați. Se spunea, uite, vreau să-ți mai adresez o întrebare și cu asta îți promit că mă opresc. Se spunea sau se zvonea la începutul acestei situații ciudate că toată treaba asta o să ne facă mai uniți și o să ne aducă mai aproape. Dar din păcate, mulți prezentatori de renume am auzit spunând, bă, se pare că e the other way around, adică pe partea cealaltă ne-a cam dezbinat din păcate. Care e părerea ta? Ne-a unit sau ne-a dezbinat? Și cu asta concluzionăm. În teorie, un dușman comun, virusul este dușmanul nostru comun, un dușman comun unește oamenii. În practică, cum spuneam, ne uităm urât unii la alții, eu nu, adică întreb dacă îmi permite cineva să trec pe lângă el, nu din cauza mea, că mi-ar fi frică că aruncă pe mine COVID, ci să nu, nu știu cum, ce simte omul ăla, ce gândește, da, ce temere are, habar n-am. Da, nu știu. Hai să o lăsăm așa în... Nu, chiar m-ai pus pe gânduri. În coadă de pește. Chiar m-ai pus pe gânduri, să știi. Răspundeți ție, cred că este foarte important și eu zic ca pe cei de acasă să-i lăsăm să se gândească și ei ce s-a întâmplat de când a venit această situație. Ne-am dezbinat sau poate ne-am apropiat mai mult? Cred că ne-am dezbinat. Cei care s-au apropiat au fost foarte puțini. Au fost foarte puțini oamenii care au spus, băi, ok, și dacă te îmbolnăvești, dacă ți-e întâmplă, o să vin să-ți aduc supă, ai nebunit, doar nu o să te las în casă singur. Foarte puțini au fost ăștia. Majoritatea au zis, dacă ai ceva, mă suni, sună și tu la DSP, te descurci, mă suni dacă ieși și vedem noi. Da, ne-am dezbinat. Să rămână, Laura, îți mulțumesc. Îți mulțumesc foarte mult pentru gândirea fresh și pentru dialogul extrem de relaxat.